Sunteți unul dintre câștigătorii de astăzi, de la Hexagon. Cum s-a reușit această performanță? În primul rând, atât eu cât și colegul meu, Sebastian Luca, am început să ne pregătim încă din primul semestru și chiar aș putea spune că pregătirea a început din vară, mai precis, înainte de selecția oficială, pentru că noi ne doream foarte mult să mergem împreună. Să formăm o echipă. A fost uh, o surpriză pentru noastră câștigarea acestui premiu? Uh, după cum a spus uh, și domnul, uh, un domn decan la deschidere, une, unele dintre echipe vin să câștige, iar altele vin să nu piardă. Iar noi, anul acesta, ne-am propus să mergem spre victorie. Și aveam. Uh, Destul de multă încredere în noi, mai ales având în vedere că anul trecut s-a -a obținut locul al treilea la proba de drept penal la o distanță foarte mică de locul întâi. Practic, acest concurs înseamnă un plus de pregătire pentru studenții facultăților de drept, dar înseamnă și o șansă în plus pentru admiterea în profesiile liberale. Către ce profesie mergeți? Ce vă doriți să deveniți în viitor? Momentan îmi doresc să dau examen la barou, la baroul Iași și să urmez o, prof o profesie de, în avocatură. De ce ați ales avocatura? Uh, am ales avocatura pentru că, în principal, îți oferă o mai mare libertate și, în secundar, uh, în, cel puțin în rândul judecătorilor, când am făcut practică, se reproșa avocaților din Iași că nu sunt neapărat cei mai pregătiți. Și poate ar fi cazul să ai, ca Iași să aibă și avocați mai pregătiți. La anul echipa de la Facultatea de Drept din Iași pleacă la Chișinău. Cum vi se pare această inițiativă de lărgire a Cercului Facultăților de Drept din Hexagon? Mi se pare o idee foarte bună, mai ales că oferă ocazia de plăsări la Chișinău. Va fi cu siguranță o experiență foarte uh, interesantă și chiar îmi pare rău că nu voi mai putea participa având în vedere că sunt în anul 4 și voi termina. Ce amintiri aveți legate de hexagonul din acest an, de hexagonul din anii trecuți? Uh, în principiu, amintirea cărților <laughs> și, bineînțeles, sesiunile de pregătire cu domnul profesor Mihai Dunea și cu colegii noștri care au completat echipa, care au fost rezerve, rezervele noastre la proba de drept penal.